Salutare tuturor! Eu sunt Adrian și încep astăzi prin acest material video o mini serie de tutoriale referitoare la realizarea unui catalog școlar în aplicația Microsoft Excel. Să începem! Pentru realizarea unui catalog școlar în aplicația Excel este nevoie de o minimă experiență în utilizarea acestei aplicații. Acest tutorial ne fiind unul în care să fie explicată utilizarea aplicației Excel de la zero. Bineînțeles că pentru realizarea catalogului veți avea nevoie de pachetul Office instalat, orice versiune, metodele și funcțiile pe care o să le folosesc pe parcursul tutorialului regăsindu-se chiar și în versiuni mai vechi ale pachetului Office. Dar atunci când voi ajunge la locul colaborativ în fișierul catalogului, este de preferat o versiune cât mai recentă, opțiunea share neexistând în versiunile mai vechi. Dar și pentru acest scenariu am găsit o rezolvare pe care o să o exemplific într-un material viitor. Primul lucru pe care îl vom face va fi să ne deplasăm în locația în care dorim să lucrăm. În cazul de față, pe suprafața de lucru, une vom crea un folder nou pe care o să-l denumim catalog și în interiorul căruia vom crea un fișier Excel nou pe care o să-l denumim de asemenea catalog. Deschidem acest fișier și observ că în calculatorul meu am instalat pachetul Office 2019, dar puteți folosi și o versiune mai veche, după cum spuneam. În primul rând să realizăm antetul catalogului. Pentru acest lucru vom selecta celule de pe trei rânduri și pe mai multe coloane, după care vom executa un click dreapta pe selecție vom merge pe meniul Format Cells, apoi pe tabul Alignment și vom bifa opțiunea Merge Cells. Acum va trebui să introducem text în celula nou creată. Cu celula selectată vom alege fontul pe care dorim să-l folosim, dimensiunea fontului Și apoi executăm două clicuri în celulă. Și vom scrie catalogul clasei A8. -a. Se observă că în interiorul celulei textul nu este poziționat cum trebuie. Pentru acest lucru avem la dispoziție aceste butoane de poziționare a textului, atât pe orizontală cât și pe verticală. Vom poziționa textul pe centru, adică vom acționa aceste butoane. Se observă că textul nostru a fost poziționat pe centrul celulei nou create. Acum va trebui să identificăm rândurile și coloanele pe care le vom folosi pentru conținutul efectiv al catalogului. Dacă aruncăm o privire asupra exemplului pe care vi l-am arătat la începutul materialului, cu ajutorul aceste, acestui print screen vom încerca să identificăm rândurile și coloanele folosite. De exemplu, vom rezerva rândul 4 pentru denumirea materiilor clase respective. Deci, acest rând, pe acest rând vor fi scrise materiile clasei A8 A 8. Apoi, următorul rând va fi rezervat pentru opțiunile note, data și absențe. Deci rândul 5 va, pe rândul 5 vor apărea aceste lucruri. Apoi se observă că în exemplu dat sunt rezervate 8 rânduri pentru numele elevului, numărul curent, 6 note, nota la teză și media. Haideți să încercăm să îmbinăm celulele în așa fel încât să avem o foaie de calcul ca în exemplul dat. Prima dată să încercăm să îmbinăm celulele pentru numărul curent. Deci, vom lăsa rândurile 4 și 5 libere și vom îmbina celulele de la A6 până la 14. Vor fi 8 celule. Le-am selectat, executăm un clic dreapta, apoi mergem pe meniul Format Cells, bineînțeles alignment și vom bifa opțiunea Merge Cells. Se observă că aceste celule au fost îmbinate, s-a creat, creat o singură celulă din cele 8. Dacă ne uităm în exemplu dat vom observa că celula care conține numele elevului se desfășoară pe 8 rânduri și 3 coloane. Vom selecta și noi astfel o arie de celule în așa fel încât celula nou creată să fie să conțină celule de pe 3 coloane și 8 rânduri. Și se observă că am creat celula în care va fi trecut numele elevului. Apoi va trebui să îmbinăm celulele pentru a crea locul în care vom scrie materiile clasei respective. Se observă că materiile sunt, celulele materiilor sunt formate din îmbinarea a trei celule, lucru pe care o să-l facem și noi acum. O metodă mai ușoară de a îmbina celule este de a copia o celulă îmbinată, o celulă creată din trei celule, prin acționarea combinației de taste Control și C și apoi selectarea unei celule unde se dorește copierea acestei celule mai mari. De exemplu, va, noi dorim acum să îmbinăm aceste trei celule. Dar, pentru o ușurare în utilizare, vom selecta Prima celulă din selecție și vom acționa combinația de taste Ctrl-V. Se observă că acum din cele trei celule s-a creat una singură. La fel vom continua pentru următoarele celule deoarece dorim introducerea tuturor materiilor de la clasa 8. -a. Astfel am îmbinat celulele în care vom trece denumirea materiilor sub fiecare astfel celulă nou creată există trei celule care vor conține notele, data notei și data eventualei absenței a elevului. Voi completa acum materiile clasei a 8 executând două clicuri în fiecare celulă în care doresc să introduc text. O metodă mai ușoară de a completa celulele cu note, data notelor și a eventualelor absențe este următoarea. Se vor selecta cele trei celule care conțin note, data și absență, se va acționa combinația de taste CTRL-C și apoi vom lipi conținutul acestor celule sub fiecare materie în parte, executând un, un click pe prima celulă de imediată apropiere a materiei respective. De exemplu, sub matematică. Vom acționa acum combinația de taste Ctrl V, sub limba engleză și așa mai departe. Se observă că textul în aceste celule nu este poziționat corespunzător. Vom selecta toate celulele în care dorim să poziționăm textul și bineînțeles că vom acționa butoanele de poziționare a textului în interiorul celulei. Se observă că toate uh, aceste comite au fost poziționate corespunzător în celulă. Nu uitați din când în când să acționați combinația de taste CTRL și S, lucru pe care l-am făcut eu acum deoarece intenționez să opresc aici acest prim material video. Până data viitoare vă doresc la revedere!